Spune-mi, te rog, cum simți tu și cum comentezi dispariția lui Săpunaru din echipă? Păi, uite, poate asta e o problemă. Poate Săpunaru ar fi avut, le-ar fi transmis acel spirit care lipsește în momentul ăsta în echipă. Poate ar fi ajutat mai mult Cristi Săpunaru dacă era în teren. Părerea mea, acum nu știu ce să zic. Ai avut o discuție cu el? Eu l-am simțit la un interviu care l-a dat pentru GSP destul de rece, apropo de relația cu noul staff și cu noul antrenor. Nu știu, asta n-am discutat și nu mă implic eu în astfel de discuții, pentru că acolo antrenorul este suveran, el decide cine intră, pentru că el răspunde de rezultate. Știu și eu că este afectat, dar sper ca lucrurile să intre în normalitate. Cred că ar trebui să aibă o discuție și conducătorii clubului, cu Cristi, cu câțiva jucători care sunt mai reprezentative acolo în echipă, să găsească soluția să iasă din această criză.